terminat, mă, acum sunt foarte, foarte obosit, poate altă dată. Apoi de asta și sunteți obosit, că nu vă ajung bani de mâncare. Eu mai alerg la o soră mai mare de-a mea, după insult. Și vă ajut familia. Cum să mă ajut? Eu trebuie să alerg pentru ea. De acord. După insult, ea este foarte neputincioasă și foarte capricioasă, uh-huh. Și trebuie eu să alerg la ea. Și eu îmi distrug și eu într-un fel sănătatea. Ea e neputincioasă, să alerg și nu mă odihnesc, nu-mi împlinesc somnul, odihna. Și cu partea financiară supra-mizeră, eu dacă primesc 205 lei alocație socială, eu pensie nu primesc, ci numai alocație socială, care este egală de la 1 aprilie 2018, cu 205 lei, 00 bănuți, plus 100 de lei suport de la stat și este egal în total, deci se adună 205,00 bănuți, plus 100 de lei suport de la stat, este egal cu 305 lei pe lună. Se poate de trăit în Republica Moldova. Dacă mă compar cu o persoană care acum vreo lună în urmă m-a auzit, poate mai puțin de o lună în urmă, precum că primește pe lună 104.000 de lei. Asta salariu. Este foarte mare, da? 104.000 de lei. Și am mai auzit de persoană care s-a dus la Banca Națională, pare mi s-a uitat numele. Drăguțan. Drăguțan, el sau altcineva, uh-huh. S-a dus de acolo și a primit, a uitat cât un milion sau peste un milion, prima. Că a plecat de acolo și să primească prima peste un milion de... Că a rămas șumier, săracu. Da. Greu, totuși. Sau poate între un milion și trei milioane, așa undeva, nu mă țin minte anume. Sume fabuloase, da. Absolut, poate el să trăiască. Greu, deci, e greu. Cineva prea să scaldă în bani ușurei făcuți, uh-huh. Și privilegiați. De ce ei trebuie să fie privilegiați și foarte privilegiați? Iar noi parcă special, să ne chinuim ca mereu de să murim. Ca noi parcă special să nu trăim, dar să ne chinuim în lipsuri și în necazuri. Și dacă mai facem vorbe cu dreptate, încă sara asupra noastră, probabil și asupra dumneavoastră, nu țin minte ce și cum, dar oamenii, întotdeauna oamenii care vorbesc adevărurile, ei trebuie să fie atacați, marginalizați, hărțuiți, hăituiți, da, așa, persecutați. Mulțumesc. Dar noi, eu am vrut să spun, afară de toate este, pe mine mă doare, pentru că la noi cauza națională românească este batjocorită, este marginalizată, se promovează și azi încă o politică criminală, azi încă se promovează o politică antinațională, antiromânească, românofobă și antiunionistă. Această politică antinațională, antiromânească, românofobă și antiunionistă, ea de fapt, prin esență, este o politică criminală, deoarece este îndreptată împotriva cauzei naționale românești, a noastră, a românilor moldoveni, de timp cu acest deprut. Ea doar este îndreptată împotriva cauzei noastre naționale, împotriva interesului nostru național, al locuitorilor de Baștină din Republica Moldova, adică acestui teritoriu românesc, de timp cu acest deprut. A acestei bucăți de România, că noi am făcut parte din România Mare. Aici, de fapt, este o bucată din România. Republica Moldova este un teritoriu care, spune, este de fapt o bucată din România Mare, o bucată din teritoriul românesc, din teritoriul României. Cum și noi trebuie probabil să ne reunim cu ea. Unica salvare mai grabnică este reunirea cu patria mamă România, revenirea la sânul patria mamei România. Și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. România a fost, este și va fi patria mamă, patria noastră cea adevărată, patria noastră cea adevărată. Rusia pentru noi a fost țara ocupantă, este și continuă să mai fie. Trebuie să spunem lucrurile pe nume. Rusia a fost țara ocupantă și Asia pentru noi este țara ocupantă. Țara vrăjmașnică, țara dușmănoasă, când ne-a furat o parte din teritoriul nostru în 1992 și i-au dat o nouă denumire, Pridnestrovie. Au furat o parte din pământul nostru. L-au furat pământ din pământul nostru, ne l-au furat, ne l-au răpit, ne l-au tălhărit și au dat o nouă denumire, Pridnestrovie, Pridnestrovska Moldavska Republica. Și mă doare încă un moment și termin.
cu părere de rău, în Transnistria, noi traducem, suntem nevoiți să traducem din limba rusă, din Pridnestrovie, Transnistria. În Transnistria, locuitorii de Baștină, limba o numesc moldovenească, și în Transnistria, limba moldovenească, limba băștinașilor, cum o numesc rușii, limba moldovenească din Transnistria, limba băștinașilor este pusă în planul 3, a treia limbă de stat. Deci, în Transnistria, limba rusă este prima limbă de stat, limba ucraineană a doua limbă de stat și limba moldovenească a treia limbă de stat. Deci, limba băștinașilor este pusă la coada cozilor. Da, da. Iar limba ocupanților pusă prima limbă de stat. Limba ocupanților rușii pusă prima limbă de stat. Am înțeles. Și ucraineană a doua limbă de stat, limba română a treia limbă de stat. Vreți să vă prezentați? Așa că... Vreți să vă dau o mână caldă, să vă... Băiatul s-a bucurat. A spus, a spus un vot, vrea să... Ați auzit cum am vorbit? M-a prezent. Și-a vorbit, el a vorbit... Eu am înregistrat. Tot cum este. Video, da. Vreți să vă prezentați? Deci Nicolae. 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 Familie. Domnul Nicolae. Bine, bine. Josanu. Josanu. Bine. Eu mă scriu Josan, dar îmi place mai mult Josanu. De acord, am înțeles. Sunt multe familii, nume de familie sau... multe nume sunt care au fost schimonosite. Schimonosite. Ele încă nici azi o bună parte din familiile băștinașilor încă nu sunt corectate. De pildă, generalul Hămurari, în loc să îi se spună, și azi încă nu îi se spune Hămurari, dar îi se spune Gamurari. Da, da, da. El, de fapt, înseamnă că dinastia lor, vița lor, produceau, făceau, fabricau hamuri, da. Căt, hamuri pentru cai. Da, da, acum, da. De la hamuri pentru cai, produceau mișteșugași în facerea hamurilor, pentru că e un lucru foarte bun. Și în loc să se scrie azi corect, corect Hămurari sau Hămuraru, ei se pronunță azi Gămurari. Da, da, da. Ori la post de televiziune sau la post de radio aud generalul Hămurari, e Gămurari. Sau Garbuz, mai sunt de tot felul. În loc Harbuz, Garbuz. Asta este. În loc de Moraru, Mielnic. Sau mie în loc de rotari, colesnic. Și multe nume.